Datorită lui Racoviță am trăit câteva momente absolut deosebite ale vieții mele, lungă. Și aș menționa doar două dintre ele. Două care sunt, sigur, greu de uitat. Mă aflam la Bruxelles, deci după 90, că vreo 10 ani n-am avut voie să ies în țară, asta era ceva, mă aflam cu un fel de bursă de o lună de zile pentru cercetări privind istoria Americii. Am văzut bibliotecile, documentele, ziarele de apucă și mai departe. Dar exact în ultima zi a șederii mele la Institutul Regal de Științe Naturale din Bruxelles, am avut surpriza să mi se aducă, vorbise bineînțeles despre scrisorile primite de Racoviță de la membrii expediției, care nu le-am găsit niciodată în România, și exact în ultima zi de, deci la orele 16 aveam avion, eu eram la 11:30 încă la institut, și cineva cea la profesor Cotare, era o cutie de carton și sunt tot felul de hârtii, poate vă uitați pe mine. E bine, erau vreo 60 de scrisori primite de Racoviță de la membrii expediției. A fost un moment foarte emoționant, sigur, pentru mine, și am zis, cum să le citesc, ce să fac, cum să le copiez? Și doamna care mă ghida arhivele Belgica, doamna Pauline Doyen, mi-a zis, nu vă faceți griji și plecați liniștit, peste două zile o să le aveți la București. Și într-adevăr, mi l-au serografiat toate și primit. Un al doilea moment de mare emoție a fost că Societatea Regală de Geografie a Belgii m-a invitat să țin o conferință la Anvers, exact în sala în care fuseseră primiți în 1899, cei 17 membri a expediției belgice. Aș vrea să evoc aici și memoria unui mare zoolog român, domnul Lanzer Botoșeneanu, care a venit din Olanda special să asiste la această conferință. A fost un moment de mare emoție. Bineînțeles, familia Dujerla și mă rog, rudele diversilor membri ai expediției belgice care mai trăiau în Bruxelles.